Un maghiar de 34 de ani a mărturisit că l-a înjunghiat la Hendorf, în Austria, pe un alt bărbat de 42, un român. Ucigașul spune că nu a planificat atacul. Înainte de crimă, cei doi s-au certat din cauza unei femei. Noi detalii au fost oferite de poliția austriacă după crima violentă de luni din Hendorf. Criminalul și victima lui se cunoșteau, spun autoritățile. Atacul cu cuțitul a fost precedat de o dispută în care a fost implicată și o femeie. Ea este chiriașa apartamentului în care a avut loc crima. Atât românul cât și ungurul se aflau acolo cu puțin timp înainte de uciderea primului. Deocamdată nu se știe clar care era cearta. Declarațiile femeii și ale acuzatului diferă. Sunt necesare investigații suplimentare, a spus poliția. Potrivit relatărilor din presa austriacă, victima era iubitul femeii, iar maghiarul fostul ei iubit, dar poliția s-a ferit să comenteze acest aspect. O vecină din blocul unde s-a petrecut totul a povestit că a fost trezită de țipetele vecinei ei cu puțin înainte de ora 6 dimineața. Tot aici a fost transmis și apelul de urgență la 911. Paramedicii și polițiștii au încercat să-l resusciteze pe bărbatul de 42 de ani, dar medicul de urgență nu a putut decât să constate decesul acestuia. Atacatorul l-a înjunghiat de mai multe ori și l-a tăiat pe român, apoi a fugit. Arma crimei a fost lăsată la fața locului și a fost ridicată de polițiști. Ofițerii grupului Cobra au reușit să-l aresteze pe maghiar la 4 ore după crimă, într-o casă de vacanță din apropiere. Bărbatul se tăiase și el, dar rănile nu i-au pus viața în pericol. Un câine polițist i-a condus pe anchetator la 1,5 km de locul faptei, acolo unde a fost prins ucigașul românului. Maghiarul în vârstă de 34 de ani a fost închis în închisoarea din Salzburg. El nu are antecedente penale în Austria, relatează libertatea.ro.